Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Năsăud a fost literalmente invadat de sute de bistrițeni care și-au depus zilele acestea dosarele pentru a intra în rândul polițiștilor. Angajările din rândul civililor sunt extrem de atractive pentru public. Înscrierile continuă până vineri după amiază. La nivel național, Ministerul Afacerilor Interne a scos la bătaie 1853 de posturi de agenți de poliție, iar pentru județul Bistrița-Năsăud sunt disponibile 33 de posturi, toate în specialitatea ordine publică. Au fost depuse ieri și astăzi, până la ora 11:30 de minute, aproximativ 200 de cereri pentru angajare din sursă externă și alte două cereri pentru reîncadrare, a declarat pentru Bistrițeanul purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud, inspector Virginia Pârlea. Candidații trebuie să vină personal la unitățile de recrutare pentru a se înscrie. Este bine de știut că înscrierile se pot face până în 8 aprilie, la ora 16. În ceea ce privește dosarele pe care candidații trebuie să le depună, termenul limită de depunere este 15 aprilie, iar acestea nu vor fi luate în considerare decât dacă vor avea toate documentele cerute. În plus, candidații trebuie să respecte toate condițiile impuse pentru participarea la concurs. MEAI anunțând încă de la început că nu se admite niciun fel de derogare.